După luni întregi în care au muncit cu migală și multă pasiune, comercianții de mărțișoare au ieșit cu obiectele care vestesc venirea primăverii. Un nou an, noi trenduri de obiecte care mai de care mai atrăgătoare, spun cei care s-au instalat de astăzi la târgul de la Slatina. Cât despre prețuri, ei spun că au marfă atât pentru persoanele cu venituri modeste, cât și pentru cei care nu se uită la bani atunci când fac un cadou. La târgul de mărțișoare am venit mai mult cu lucruri manuale confecționate. Piesa de rezistență sunt aceste felicitări, care sunt cu, care sunt lucrate cu ață de cânepă, pardon. Pălărioarele, care sunt făcute din macrame, da? Și noutățile sunt acestea. Anul acesta. Deci trandafiri au pe spate ac, care se pot prinde ca niște broșe. Da? Ia uitați, toate culorile. Sunt lucrate de dumneavoastră? De mine, da. De cât timp lucrați la ele? Păi, cred că de vreo 5-6 luni. Brățăriși făcute din margele. La fel, foarte, deci, e brățară mare și brățară mică, deci făcute din margele. Pentru petițe mai mici, ca să aibă o mare grijă de portul popular, avem aceste rochițe și, totodată, așa. O altă doamnă și-a expus marfa de astăzi. Anul acesta a optat pentru mărțișoare brățări cu diverse pandantive simbolice. La târgul de mărțișoare, cu ce ați venit? Cu aur, argint, pietre semiprețioase și cam atât. Acestea sunt modelele. O scurtă prezentare. Aici avem aur. Brățărici. Brățărici, doar brățărici avem. Avem aici, la cel mai mic preț, la aur, 60 de lei, avem aici la 45, aici pietre semiprețioase pentru zodii la 5 lei, mai avem și partea cealaltă, cred că sunt suficiente modele. De ce ați ales această variantă de mărțișor? Pentru că, nu știu, sunt foarte apreciate și căutate. Și poartă mai mult aceste brățărici decât tradiționalul mărțișor de pus în piept? În ultimul timp, da. Da, sunt foarte apreciate. Mulți dintre comercianți au anunțat că vor vinde până pe data de 8 martie. Și anul acesta, târgul de mărțișoare este amplasat pe strada Eroilor, lângă Parcul Tineretului.